Anti-playback, avem lângă noi trupa Corsar. De ce Corsar? De unde Corsar? O să putem vorbi despre orice, despre muzică în general. Cine e șeful trupei? Da. Să zic așa, șef, e mult spus. Manager, organizator. Da, cam eu fac multe din treburile formației. Mă ajută și băieți atât cât pot ei. Asta de Corsar, hai să vorbim. În prima dată facem prezentările. Narcis Tran, voce și chitară. Dorian Iacob, bas. Marius Teriplică, clape. Florin Daviță, percuție. Da, Petre Ancuța, vioară. Da. No. Despre Corsar, povestea Corsarului. Am făcut facultatea la Petroșani și acolo m-am întâlnit cu Dorin, în primul rând. Apoi l-am cunoscut pe Petru, cu care am tras două piese în studio. El mi le-a prezentat pe Florin. Am tras două piese, melodii, da? Da, două, normal, două melodii. Și anume ne-am îndrăgostit și pe Pasul Aiducilor, care vor fi puse pe discul care se va da la intra aici în club. Și apoi ne-am întâlnit toată gașca la repetiții și... Asta se întâmplă acum cât timp? Acum aproximativ 2 ani, cred, ceva de genul. Și de atunci ce a urmat? Știu că au urmat spectacole, premii la festivale, imprimări în studio și multe vise.
Da, astea urmează să fie îndeplinite, să fie împlinite. Da. Ok, cu ceilalți cum v-ați întâlnit și dacă asta e trupa de bază? Da, cam asta e trupa de bază, mai vine unul, mai pleacă unul, acum cum poți și cu studiile? Cine ne pleacă? Nu, băieții sunt la facultate și sunt departe și acum fiecare cum poate să vină. E foarte greu la început de drum să ai o trupă, nu știu, părinții vă susțin, nu ați auzit textele astea, am fost tu ceva în viață, apucă-te de ceva, mai lasă muzica, să cheltuiesc bani mulți, aveți manager, care e drumul? Știu că e foarte greu. Manager nu avem, eu mă ocup de chestiile astea, dar suntem pe un drum bun. Deja suntem în discuție cu anumite case de frute din București, suntem la radio, avem concerte, să mergem la festivale. Da, piesele cine le cumpără? Piesele eu le fac, muzică și versuri. Așa. Eu le aranjez în studio, cam astea sunt datele de bază. Da, despre premii spuneai, hai să spunem concret ce premii. Da, am luat două premii importante la Brașov, la Gaudeamus și anume locul 2 la interpretare și la creație, anul trecut, în noiembrie. Nu ne așteptam sincer, am fost numai trupe foarte bune, dar probabil noi am fost mai natural și asta a contat mai mult. Contează foarte mult. Hai să vorbim și cu băieții. Începem cu Petrișor. Despre muzică, despre acest proiect. De exemplu, eu am venit ceva mai rar pe la repetiții. Și nu s-au supărat băieții? Nu știu, a venit bine. Na, proiectul... Ce spui de la proiectul Corsar? Sper ceva sau e o chestie așa? Munciți, vă consumați energia pentru asta sau bă, mă duc și eu mai când, mai găți o gagică? Mă, e clar că muncim pentru asta. Și dacă tot muncim, normal că și așteptăm să fie câte ceva. Da. Cu muzica, ce muzică ascultați voi așa în general? Muzică bună, în general. De la jazz la rock? Orice exact. Tot ce... Despre proiectul Corsar. Am părere foarte bună. Normal, dacă tu spuneai, bă, ce n-aș mai... De ce n-aș avea? Mișto începutul, așa? Da. Păi, proiectul Corsar. Cum v-ați întâlnit? Ce vise? Păi, cum a zis Narcis, așa ne-am întâlnit. Prin intermediul eu lui Petre. Nu au chef să vorbesc. Așa. Nu prea aveți chef să vorbesc, ci că cum a zis și el. Ci că vezi înregistrarea de bandă. Cum a fost? Ce ai sperat la început? Dacă drumul de... A fost un vis devenit realitate. Pot să spun. Asta a fost tot, pot să spun eu. Da, chiar a fost pentru mine un șoc în prima dată când am venit aici în club să facem repetiții. Șoc de ce? Nu, șoc... A fost pe Duțu. Un șoc cât de bine este. Cât de bine e în trupă, cât de bine te simți să faci ceva cu sufletul, cum îți place ție și dacă ai oameni de bază care poți să faci, e perfect. Și se și simte în muzica voastră că totul este natural? Da, încercăm să fim cât mai naturali. Nu suntem chiar atât de naturali, dar trebuie să fim cât mai. Vorbim și cu basistul. Cum e cu femeile în trupă? Femeile în trupă? Mai rar. Adică știu că femeile când aud de trupă, știi, chitară, muzică, rock, e mișto viața. Când aud de instrumente, fetele, da, sau cum? Da. Instrumente, de scule, lasă să zic. Deci când aud de scule, fetele vin foarte repede. Pot să zic despre mine, eu sunt din Republica Moldova. Se vede, se aude? Da, se aude deja, da, e clar. De văzut nu știu cum, dar de auzit sigur se aude. Aveți foarte buni muzicieni acolo. Da, sunt mulți. Nu știu. Și foarte mulți rockeri. Formați ca Alternosfera, Gândul Muiții, ceea ce ascult eu. Cum ai ajuns aici în trupă? Cum a zis și Narcis, noi primii ne-am întâlnit. Toți cum a zis și Narcis, v-a simt aici ca la... Da. M-am întâlnit cu Narcis în Petroșani la facultate. Deci eram anul, cred că, 3, l-am intrat în anul 1. Și de la început, așa, pentru mine a fost o glumă, nu, o glumă. Care, da. După aia, puțin câte puțin, am început la repetiții, ne adunam și ceva serios. Nu știu, deci de la început nu am privit prea serios, în schimb, acum foarte serios ne-am mobilizat și ne-am pus pe treabă. Clăparul, vă dă clape? Da, eu ce pot să vă spun, sunt cel mai nou în trupă, am aproximativ 6 luni de zile, prin februarie, martie, cam așa.
pas de mine nopțile pustii. Neîndrăgostit aștept mereu să te întâlnesc în drumul meu. Unde te-ai ascuns, de ce nu vii să-mi pas de mine nopțile pustii? Aștept mereu să te întâlnesc în drumul meu. Unde te-ai ascuns, de ce nu vii să-mi faci de mine nopțile pustii? Neîndrăgostit aștept mereu să te întâlnesc în drumul meu. Unde te-ai ascuns, de ce nu vii să-mi faci de mine nopțile pustii? Sunt tot felul de conflicte și foarte multe trupe se destramă. Nu sunt conflicte, noi suntem cam împărțiți. El în Petroșani, eu în București, Petre la Cluj, el la Craiova și el în Târgu Jiu. Deci în toate zonele țării suntem împărțiți, cred că e ceva aproape unic. Care vă faceți? Întâlnim, piesele deja se știu în mare, adică sunt trasate liniile și compozițiile care trebuie făcute în concert. Ne întâlnim când se poate. Da, în general ce muzică ascultați? Tu ești cu folk-ul? Ai început cu folk, rock, nu am început cu rock. Folk, muzica bună. Da, sunt, ai o influență și puțin irlandeză în muzică, care prinde foarte bine, ceva, da? Lucrurile astea prind. Ce muzică ascultați voi în general? Deci rock, folk? Păi da, asta cam, rock. Mai mult. Despre industria muzicală de astăzi, ce părere aveți? Ce se vede la televizor? E una falsă, în primul rând, pentru că cei care au bani ajung acolo, cei care nu au bani și talentan stau acasă. Asta e marele defect al industriei. De ce totuși sunt promovați? Sunt promovați pentru că dau bani, nu? Da, în primul rând asta și pentru că au relații, pentru că vor să-și arate la televizor ceva, ce le-a dat natura. Și vorbești de femei acolo, nu? Da, în primul rând. Sunt și băieți care fac chestia asta doar pentru imagine. Cam asta sunt marile probleme ale industriei muzicale. Pentru că este o campanie anti-playback, pentru cei care fac playback, ceva fără bipuri. A, ceva fără bipuri e... Nu se poate. La mai grele. Succes! Succes în continuare, numai noroc, reușite. Și să aibă grijă. Și da, de astea, să aibă grijă cu CD-ul. Să nu sară. Da, pentru ce care fac playback? Păi, tot aia e. Că doar... Suntem aici, da. Baftă în continuare, fiecare se... Să-și ia CD-uri bune măcar, ca să nu... Da, fiecare se descurcă azi cum poate eu. Și cadă. Baftă, lor. Dar de asta, un impresar, mai bine ia un tip care vine cu toată instrumentația pe CD-ul, în loc să se împartă banii la 7 oameni, vine cu ăla. Asta e bine, când avem noi impresar. Da, am citit astăzi un articol, Cristi Miculescu revine iar, despre Iris. Ce părere aveți de trupele rock din ziua de astăzi? Este un mare câștig pentru muzica românească, Cristi Miculescu, și ne bucurăm cu toți artiștii și cei care ascultă muzică bună care a venit. Iris este și a fost și este și va fi un nume, la fel ca și Holograf, la fel ca și Phoenix, la fel ca mai multe formații. De cine ați fost așa? Da. Cu ei am crescut și tot timpul e ceva de învățat de la ei. Oricât de bun ai fi, tot timpul ai ceva de învățat. Da, vorbind de învățat, de cine ați fost puțin așa influențați sau v-ați lăsat influențați puțin? Din muzică, din trupele mari. Eu, în primul rând, am fost influențat de trupa Phoenix, în primul rând, de puțin, de la fiecare, puțin Holograf, puțin Talisman, puțin Proconsul, puțin la fiecare, mă, câte ce e mai bun, am considerat eu ce e mai bun și am luat. Thank you.
Salut, Dani Biru de la trupa Explode. Stai puțin. Salut, lângă mine e Danu Biru. 2, 3 și... Salut, lângă mine este Dani Biru de la trupa Explode. Astăzi ce vei cânta? Două piese? Salut, Baci, îmi pare bine să te revăd. Astăzi după ani și ani. Da, după ani și ani. Astăzi o să cânt o piesă de la Dream Theater cu o mică improvizație așa, făcută de mine. Și... ce să fac? Nu știu, o să improvizez. N-aș vrea să cânt un cover pentru că eu fac parte din trupa Explode, sau mai bine zis, cea mai rămas din trupa Explode. Vocalul este în Cehia, toboșarul în Olanda, în turneu pentru 2 luni de zile. Am rămas eu cu Gianni, chitaristul, Neluțu Bocșan, zis Bujie, care e la bas. Și o să văd, o să improvizez ceva pe loc acolo. Spune câteva de cuvinte despre tine. Ești la conservator? Sunt la conservator în Timișoara, anul 3, la pian principal. Vin destul de des pe acasă. Am avut și în Timișoara câteva proiecte de trupă. Mai exact, am încercat cu 2 trupe să cânt. Care trupe? Încă nu le-am dat nume. Mai mult de am repetat. Am cântat la Vaporul în Timișoara, este un bar cunoscut acolo. Dar nu s-a concretizat nimic și până la urmă parcă lumea de aici e mai serioasă. Cum vezi tu industria muzicală de astăzi? Industria muzicală? De ce mi-ai stricat ziua? Și mie mi-au stricat alții. De astăzi? Nu știu, ceea ce văd la televizor îmi place, ceea ce au nu. Deci na, cum te înțeleg. Uiți la femeile cu exact, sonorul exact. Închis, te uiți? Probabil, de-aș avea și eu silicoane, ceva botox, poate aș avea mai mult succes. Da. Păi cine știe, poate dacă nu merge. Da, din păcate trebuie să lucrez în comerț ca să mă pot întreține, după cum se și vede, vin de la lucru acum, asta e ținuta mea rock. Se fac bani cu muzica? Cu muzica la noi în țară, acum depinde ce fel de muzică și cum. Se fac bani cu lăutăria, cu multe altele, da. Se mai fac bani și cu ceea ce cântăm noi sau ceea ce facem noi, dar mult mai puțin. Din păcate,
încă nu suntem recunoscuți la adevărata valoare, nu neapărat noi, dar și trupele bune din România, din... În Timișoara, cum e muzica? Ce trupe sunt? În Timișoara se mai mișcă ceva în sensul ăsta, nu știu să-ți dau exact nume de trupe, oricum sunt foarte multe trupe rock, ținând cont că în Târgu Jiu sunt doar două sau trei trupe care cântă live. Acolo deja există vreo 10-15 trupe, cel puțin, care cântă în permanență în barurile din centrul Timișoarei. Despre cei care fac playback, ce părere ai? Vai de voi când o să sară discul și va trebui să repetați același cuvânt de 10 ori. Na, e păcat că se întâmplă asta. E mult mai ușor. Playback poate să facă oricine, știi? Și eu o să spună vai de voi care cântați live și nu luați bani. Da, e frumos. Să mă invitați și pe mine. Da? Puteți să-mi puneți orice CD și eu o să fac playback și dacă mă plătiți e ok. Okay. Bine, Dani, mersi mult și trebuie să spun că piesele le-am ascultat înainte de a le difuza. Sunt mișto de tot și interpretarea și... Sper să vă placă, să vedem ce este. Ok, mersi. Pa, pa.
I am Michael Fox. I'm Vera Shunor, manager. Hello, my name Vero. I play on guitar. Hello, Gergő, guitar. Laci, drums. Hello, it's Tibor, Tibi. Botond alias Botsoko, manager. Ah, okay. Spune-mi, te rog, despre trupa voastră, despre spiritul lui Freddie Mercury. Tell me about your band. Trupa se cheamă Queen Unplugged Project, suntem din Ungaria și cântăm melodiile trupei Queen în versiune acustică. De ce în varianta aceasta? Pardon? Why acoustic? Este o poveste lungă, dar încerc să vă spun pe scurt ce s-a întâmplat. La început cântam în cluburi mici, pentru că așa sunam bine din punct de vedere tehnic. Așa a început proiectul Queen Unplugged Project. But then there is a possibility to play in a small pub and we think that we will try to play acoustic because it's not good in that small pub to play very noisy. So we started to rearrange the songs in acoustic version and it was the start of this whole project. Varianta acustică este foarte aproape de suflet, este intimă. It's intim, the yes. Sound of acoustic. Yes, it's intim because da, este intimă pentru că toți membrii trupei suntem foarte mari fani de Queen. Big Queen fans. It's also a very unique thing that all the musicians big Queen fans and we will play that music together in this way. So it's in the both ways and lots of ways very intimate for us. Why Freddie Mercury? Why Queen? De ce Freddie Mercury? De ce Queen? Pentru mine, child, când eram copil, pe la vârsta de 14 ani, și când am auzit muzica lui Queen, am spus, o, Doamne, ce e asta? Și asta a fost începutul de atunci, God, am rămas and foarte mare fan. The start of my fan, die-hard fan era. And from that time, I'm a Queen fan till today. And all of us also Queen fans, very big Queen fans. De ce România? De ce în Târgu Jiu? Pardon? Why Romania? Why Târgu Jiu? Sorry. Can you help me, please? România ești mie Târgu Jiu. Oh, because Romania it's pentru că România este vecina noastră și a fost foarte ușor ca să ne deplasăm aici. Și pentru că aici în România avem foarte mulți prieteni care ne-au aranjat la concert. Botond and Hunor, and they start to arrange and manage the concerts here in Romania, and that's why we are here now. What is the song? Care sunt piesele pe care le veți cânta? Oh, we play lots of songs. Vom cânta piese vechi și noi, piese rare a trupei Queen, dar în varianta noastră personală. In our set list, but we also try to play very unique and rare songs from the Queen career. Just Queen or aveți și piesele voastre, piese personale? Personal songs. Avem câteva piese pe care le cântăm în variantă medley și asta ne dă particularitate și originalitate ca trupă. Made medley and made some interesting covers of it. So we made two, three songs put together, and that is a little bit sounds like Queen Unplugged Project. In other country where you have played? În ce țară ați mai cântat? Am cântat în Cehia, în Marea Britanie, în Elveția și vom avea un mic turneu în Olanda și în Germania. In Switzerland, yeah, and shortly, soon we go to Netherlands and Germany also. So it's a good este uimitor să vezi mulți muzicieni foarte, foarte buni în mai multe țări, mulți fani and other musicians in other countries. So it's a very good thing. Where, unde sunt cei mai mulți fani din lume? Feel the spirit of Freddie in Europe or in the United States. Where is the most fans in the world? I think everywhere. Cred că peste tot sunt fani Queen, dar în Marea Britanie sunt cei mai mulți fani, este cel mai mare club Queen din lume. Yeah, so but for us it was the main thing when we were in England, it was in this year in March, and we were in the UK Queen Convention, is the biggest Queen fan convention of the world, and it was very unbelievable when first Jackie Smith, the head of the official
Am întâlnit pe cineva care mi-a spus că chiar dacă vin dintr-o țară mică, cum este Ungaria, le-ar plăcea să cânt în Marea Britanie, în casa de unde a luat ființă după Hungary, played the music queen, and we will play this. We play this music in the what would you country in the main, the home country. In the home country of the queen, and it was unbelievable. So it's yeah. What is the your preferred songs? Care este cântecul tău preferat? Songs you like very 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 cântecul meu preferat este It's a Hard Life. From Queen, it's a hard life. Grea. Da, și aici în România este o viață grea. De altfel ca și în Ungaria. About music in Hungary, rock is live or hip hop club music. What is the place of rock in the other styles of music? Sorry, can you help me please? Pe românește, poți să mă întrebi? Care este locul rock și rock în Ungaria? Pe lângă club, hip-hop, R&B. Mio, the people in Hungary. In Hungary, the people listen to rock? It's a very hard thing because there are lots of rockers in every country, like in Hungary also. But we always need to fight for our place in the mainstream, in the music area. But I think in Hungary there are very very good and lots of good bands, rock bands. So it's not very good, but good. In Romania there is a style from Turkish. Turkish? He said manele, very, very, very bad. In Hungary, what is the bands you cooperate in Hungary? The very bottom of the music. What do you call in Hungary the very bottom of the music? Oh! Again. It's a little bit strange to describe it, but... Yes, so there are very horrible and terrible things that some people try to make music, but it's not good. So, and they play in every style. So they play in disco music or rock music, and the media gave them space. And this is the problem in Hungary. So. Thank you very, very much. Some words for our television, Tele3. You're welcome. Thank you for our audience. What is the name of your television? Tele3 Weekend with Bacho. It's a very good thing. Queen Unplugged Project here in Târgu Jiu. Have a rock and roll. Yeah. Oh,
trece o zi și sunt prea departe și parcă n-aș fi. Și tot ce-am visat azi tu mi-ai luat, și tot ce-am iubit tu ai ocolit. Și vreau să pleci, vreau să stai cu mine tot ce ai și tot ce vrei să-mi dai. Și de vei vrea, de vei pleca, să-mi lași iluzia ta. Mă voi minți, oh yeah. About 17.